喂，你外国这边什么叫？哎哦，哎哦。La numai 200 de kilometri nord-est de București, iată-ne parcă reveniți cu 200 de ani în trecut, într-o lume fără șosele, fără mașini, fără telefon și până nu demult, fără curent electric. Satul Nucu. Ca peste tot în zonă, satul e locuit mai ales de bătrâni și de copii, nepoților. Unii dintre ei mai lucrează și azi, după puteri, în gospodărie sau pe parcelele de pământ pe care le au în jurul satului. În mod evident, drumurile satului nu sunt destinate mașinilor, ci unor mijloace de transport mult mai ecologice, cu emisie zero de substanțe poluante și cu autonomie suficientă. Viața la sat, deși diferită de cea de la oraș, nu înseamnă deloc odihnă. Găsim oamenii ocupați la treburile lor zilnice, prinși în tot felul de activități, dintre care unele ne par misterioase. Gata! În satul Nucu, familia Beganu ne pregătește o masă mai spre durează de după amiază până la lăsarea serii. Totuși, înainte de oameni, prioritatea gazdei noastre sunt animalele. Dane. Mulsul la lumina lumânării e un lucru obișnuit. Deși în casă există curent electric, acesta e folosit numai pentru radio, un televizor și 2-3 becuri. Aici ni se pregătește faimoasa mămăligă la ceaun pe focul de lemne. Bucătăria e afară, sub cerul liber. Cuptorul, pe care în timpul zilei se joacă pisicile, e făcut din lut și degajă o căldură puternică. Familia Beganu, ca majoritatea familiilor din sat, nu folosește frigider. Mâncarea se gătește zilnic. Cu toate acestea, casa are o pivniță răcoroasă și întunecoasă, în care se păstrează timp îndelungat diferite conserve de carne în untură și alte bunătăți, inclusiv băuturi, toate pregătite de gazdele noastre. Ia acolo! Nu-i voie! Ia acolo, în dreptul unde a fost, jos! Teoretic, satul ar putea trăi în autarhie, cu excepția câteva bunuri indispensabile pe care trebuie să le cumpere de la civilizația contemporană. Zahăr, tutun, medicamente. Mămăliga aburindă se lasă puțin la răcit, acoperită. După câteva minute, gazda noastră o taie cu firul, așa cum am auzit și noi orășenii că se făcea la țară pe vremea bunicilor. Thank you.
Târziu în noapte, după cântecele lui Ion Vioristul, lăutarul comunei, mergem să ne culcăm cu gândul la urcușul ce ne așteaptă a doua zi. Ca să ne destindă puțin, gazda noastră, Nicolae Beganu, ne conduce într-un loc apropiat, numai bun pentru relaxare. Ne pregătește o surpriză. Și-ai de dor, de dor, de dor, nici noaptea nu poți să dormi, numai pe la prânz mă scol. Hai de dor, leano, de dor. Nu știam că Nicolae Beganu știe să cânte și încă la un fluier făcut de el însuși. Privim în jur și descoperim lacul Goteș, o întindere de apă de jumătate de hectar la 900 metri altitudine. Lacul e alimentat de izvoare și pâraie de munte și e populat cu păstrăvi. Totuși, am fost îndrumați de localnici către cel mai bătrân om din sat, croitorul Nicolae Oancea. El trebuie să știe câte ceva. Plin de speranță, mergem să-i facem o vizită. Cum vă numiți? Asta sau căruncă șef, cum?